Bună seara, bună seara, joi 7 aprilie anul de grație 2016, ce să vă spun, mai avem câteva săptămâni și începe campania electorală, o să vorbim despre politică, pășleau așa de să ne săturăm. Ei bine, mi-am propus să discutăm în astă seară despre o temă mai deosebită, mai rar avem șansa să discutăm la o televiziune în Giurgiu, chiar și la televiziunile naționale, despre cercetarea științifică, despre robotică și despre cercetarea științifică în robotică. Bună seara încă o dată, sunt Gelu Brebenel, sper să aveți alături de mine și de invitații mei o oră frumoasă pe tema asta deosebită pe care am ales-o. Invitații mei din această seară, domnul Petrică Slăvescu, director al TV Giurgiu. Bună seara, bine ați revenit pe la noi, de altfel sunteți de dimineață până seara, dar mai rar în platou. Bună seara, bună seara ascultătorilor noștri. Colegul nostru Răzvan Stancu și el de al nostru la fel, mai pe teren, mai prin platou. Răzvan. Bună seara, bine v-am găsit. Da, mai este la camere Minel Boboc. Cei trei, Petrică Slăvescu, Răzvan Stancu și Minel Boboc au fost ceva vreme în urmă la Viena, la concursul Robot Challenge, un concurs cu tradiție despre care o să discutăm foarte, foarte multe în această seară. Una peste alta vreau să vă spun că la acest concurs, de data aceasta, Televiziunea Giurgiu a fost partener media principal. Televiziunea noastră a mai fost participantă la diferite concursuri de robotică, acum 2 ani la Viena, anul trecut, dacă nu mă înșel, în Japonia, domnul Slăvescu, da? Da, în Japonia. Încă o dată la Viena, de data asta, cum s-a întâmplat? O să discutăm și despre cum ați ajuns acolo, cu ce gânduri ați plecat, cu ce echipă și așa mai departe. Una pe alta, TV Giurgiu, partener media principal. Cum s-a întâmplat? Suntem aproape de foștii studenți, actualmente masteranți sau doctoranți în electronică, de la începutul mișcării de robotică din 2009. Erau studenți anul 1, anul 2 atunci și am început să, prin a fi sponsori ai acestor copii. Erau dat un cer de robotică la Palatul Copiilor. De data asta vorbim despre o etapă universitară, o etapă superioară a celor cunoscute în România. Au crescut copiii și au ajuns studenți, da? Deci am fost, de când s-au născut ei în această mișcare de robotică, am fost și sponsori, am fost și parteneri media, i-am însoțit cu camerele video și cu regia de emisie peste tot. Am vrut să mediatizăm cât putem de mult acest fenomen, pentru că prin această mișcare, cei care termină o facultate devin ingineri de soi, devin vârfuri ale acestei profesii și cred că trebuie să luptăm pentru acest lucru. Da, vreau să spun telespectatorilor noștri că pe parcursul emisiunii încă de acum ne pot telefona, să intre cu noi în direct pe tema noastră, da? Legată de robotică și cercetarea științifică în robotică, la fel ne pot trimite SMS-uri cu impresii, cu întrebări, dacă e cazul. Așadar, discutăm despre concursul Robot Challenge Viena 2016, despre participarea României și a giurgiuvenilor la acest concurs, despre implicarea TV Giurgiu în concursul Robot Challenge Viena 2016 și despre multe alte aspecte, spun eu, legate de cercetarea științifică în robotică. Robot Challenge, un concurs fondat în anul 2004. Informația ne aparține de la domnul Slăvescu. Haideți să vorbim despre deplasarea din acest an la Viena, domnul Slăvescu, despre locație. Ați fost acolo împreună cu colegii mei. Cum a fost? Concursul este fondat în 2004 în ceea ce privește locația din Austria, de la Viena. În Japonia, anul trecut a fost a 27-a ediție, deci vă dați seama că de 27 de ani se desfășoară acel concurs. În Viena, repet, a început în 2004. Locația este într-o aulă numită Der Wissenschaften, Viena. O aulă impresionantă ca și construcție, situată în centrul Vienei. O construcție cu pereți de peste un metru grosime. Avem și imagini, colegii noștri au fost pe față, au pregătit imaginile, vă ascultăm. Da, sunt chiar imagini din fața aulei Der Wissenschaften. O construcție cu trei nivele, cu niște spații deschise de peste 300-400 de metri pătrați, fără niciun pilon în interior. Așa cum am spus, o construcție impresionantă. Tavanele aulei sunt pictate de acum mai bine de 100 de ani.
Organizatorii de la Viena, în afară de faptul că au pus la dispoziție spații generoase de desfășurare a acestei competiții, au adus și firme specializate în evenimente, cu excepția... În organizarea de evenimente, iată, un spațiu istoric pus la îndemâna unei teme inovatoare, ca să spun așa. Interesant. Da. Cu excepția televiziunii, noi în ultimii 2 ani am avut foarte multe cereri de a pune la dispoziție filmările noastre și atunci, anul acesta, am pus problema streamingului, a transmisiei online, în direct, acestui eveniment. Anul trecut s-au depus mai multe proiecte de televiziune. Mi se pare că spaniolii, nu mai rețin cine, și noi. Aici vreau să spun că am excelat puțin pentru că am îmbinat puțin tehnica de supraveghere care este caracteristică firmei NovaForce Technic cu tehnica de televiziune. Și proiectul nostru a conținut 10 camere video, 6 statice și 4 mobile. A conținut un înregistrator pe fiecare canal în parte. A fiecărui canal în parte s-a dorit înregistrarea continuă. S-a dorit un streaming de înaltă definiție. S-a dorit calitate și fluență în vizionarea online acestui eveniment, lucru care eu cred că l-am dus la îndeplinire. De altfel, ne-am bucurat de aprecierile partenerilor din Austria vis-a-vis de prestația muncii noastre, de care suntem mândru noi ca echipa. I-a spus serios la treabă pe colegii noștri, am mai discutat la un suc cu ei, cum a fost la Viena acolo. Am făcut-o cu multă plăcere, să știi. Da, ia spune-ne, Răzvane, cum a fost, cum ai văzut-o așa? Tu ești un operator video cu foarte mare experiență, ai fost director de imagine la antene. Păi, în primul rând, a fost o desfășurare de forțe și resurse și logistică. Pe noi ne-a cam prins un picuț și pe noi microbul roboților și nu doar că ne-am făcut treaba bine, am făcut-o și cu multă plăcere. Zic eu că tot ce a ieșit acolo a ieșit foarte bine și a ieșit foarte bine datorită implicării noastre, datorită echipei și aparaturii. Tot evenimentul a fost acoperit și transmis live pe internet. Astfel, televiziunea noastră a preluat imagini și le-a transmis la data respectivă. Și fiecare moment a fost vizualizat de către cei de acasă. A fost ceva muncă, să știi. Foarte frumos. Știu că până să ajungeți acolo ați plecat de la Giurgiu cu mașini personale, niște mașini încărcate, dar bine, cu aparatură, cu... Da, ca de obicei la aceste concursuri unde noi mergem să reprezentăm România, nu pe Bogdan, pe Petre sau pe Diana. Deci mergem să reprezentăm România. Facem eforturi proprii, pot să zic așa, foarte mari, pentru că nu ne ajută absolut nimeni. De fiecare dată vin și spun mulțumesc frumos autorităților pentru ignoranță, mulțumesc din suflet autorităților pentru ignoranță, nu o să-i dezamăgim niciodată. Da, nici ei nu v-au dezamăgit. Știu că a fost o ședință de Consiliu Județean înainte să plecați. Puteți un mic referat acolo, nu v-au dat nimic până la urmă. Am făcut adrese din timp în numele studenților către Consiliul Local și Consiliul Județean pentru sprijin financiar pentru deplasare la Viena și primăria Giurgiu nu a găsit resurse, ne-a trimis un răspuns că nu au resurse pentru a ne ajuta, iar Consiliul Județean nici măcar nu ne-a răspuns. Probabil cererea acelui student zace printr-un sertar pe la vreun om politic care are ceva cu noi și îi spun pe față să-i fie rușine, pentru că putea să dea drumul la acea hârtie să fie dezbătută și dacă primeam o adresă că nu au bani, nu-i credeam, pentru că am văzut acolo niște bani dați pentru
chestii care nu știu dacă ne folosesc nouă ca și comunitate exact cu ceva. În luna aia, Consiliul Județean, nu vorbim cu răutate, dar a dat o grămadă de bani și bisericilor și deci pentru ajutare. Deci am văzut persoane care au primit 70 de milioane și pentru a scrie... Și personalul din Consiliul Județean le-a fericit pe toți acolo. Da, deci eu sunt supărat pentru faptul că acea cerere nu a ajuns să fie dezbătută în Consiliul Județean. Poate câțiva consilieri... Probabil a fost respinsă de la comisii, că așa se întâmplă pe acolo. Da, dar avem dreptul la un răspuns scris, pentru că punctez un lucru. Noi am cerut din banii publici, nu din banii unei persoane politice sau eu știu cu ce funcție. Deci noi am cerut din fondurile publice. Vreau să facă distinția asta și... Când vorbim de roboți și de cercetare științifică, asta se face cu pasiune, deci nu cred că poate să înceapă ceva de la Consiliul Județean sau de la Consiliul Local. V-ați descurcat bine, ați plecat cu mașinile spre Lia. Da, deci am plecat cu mașinile personale, burdușite de echipamente, role de cablu, truse, laptopuri, roboți, lame, acumulatori și... tot ce ne-a trebuit era acolo. Era prea mult pentru o cursă cu avionul categoric. Da, cu avionul era foarte greu de deplasat cu aceste echipamente. Vreau să spun că la Tokyo am avut ceva probleme vis-a-vis de transportul unor acumulatori de mare putere, unor lame foarte ascuțite și... Da, lamele de atac ale roboților. Lamele de atac ale roboților. Da? La famă, probabil, și v-au întrebat ce cu ele. Bineînțeles că noroc că ne-am luat hârtii care adevereau faptul că mergem la o competiție și că suntem oameni cu bune intenții. Deplasarea la Viena, la dus, a fost cu o escală la Arad, pentru că toți am plecat foarte obosiți. Și noi de la televiziune și studenții care până în ultima clipă au ajustat roboții ca să fie cât mai performanți și a doua zi am plecat spre Viena. În Ungaria chiar am avut un incident cu mijlocul nostru de transport, unde un furtun de la circuitul de răcire s-a fisurat și am pierdut antigelul. A durat vreo 7 ore să reparăm microbuzul. Și da, cum ziceați, ați făcut-o și pe asta. Deci da, noi electronicii suntem universal așa. Data viitoare un robot mecanic auto vă trebuie. Da, aici vi imagine când am pierdut antigelul. După aproape 7 ore, așa cum am spus, am reparat microbuzul și noaptea târziu spre dimineață am ajuns la Viena și ne-am cazat. A doua zi la prima oră trebuia să fim în aula de Wissenschaften să cablăm și să fim în sincronism cu cei care montau schelele sub porți de monitoare și de camere. Lucru care s-a întâmplat, a doua zi am fost la aulă cu echipa Minel și Răzvan și George Secară. Am cablat. Da, încă un coleg de-al nostru a mai fost, da? Am cablat schela, da. Am poziționat camerele, am făcut... calibrarea imaginilor, am făcut testele de bandă, teste de streaming. Observați aici o parte din un picior din acea schelă și faimosul tavan, care este o capodoperă de artă, o pictură extraordinar de mare și de frumoasă. N-a fost deloc ușor, mai ales că în centrul Vienei sunt probleme cu parcarea. Vreau să spun că am cerut permisiunea unui agent de poliție de a parca. Și când ne-am întors la mașină, aveam deja două amenzi de la primăria Viena pentru staționare ilegală. N-aveam nicio treabă polițiștii de acolo cu robotica. Da, mă rog, nu aveam cum unde să parcăm. Repet, am avut foarte multe echipamente de transportat și ne-am asumat acest risc de a fi amendați de primăria Viena, de poliția Viena pentru oprire interzisă. S-a dorit, așa cum am spus la început, un streaming high definition cu o fereastră multi-viewer, deci cu mai multe probe transmise simultan, cu înregistrarea fiecărui canal în parte pentru a pune la dispoziție concurenților filmările și pentru a putea pune la dispoziție arbitrilor, dacă este cazul, o reluare la contestație. Și așa cum am spus la început, chiar am fost mândru de acest proiect în care am îmbinat tehnica de supraveghere video cu tehnica de televiziune.
Da, haideți să discutăm, dacă nu mai aveți nimic de spus, despre cum v-ați aranjat acolo și cum v-ați pregătit pentru filmări și așa mai departe. Una peste alta, este vorba despre un concurs de robotică, ați fost alături de echipa României. Să vorbim puțin despre echipa noastră, da, despre roboții echipei României și așa mai departe. Echipa noastră se numește Flex, așa cum de mulți ani era această denumire. În această sesiune am avut trei roboți, doi roboți la capitolul Mega Sumo și un robot la capitolul Mini Sumo. Roboții la capitolul Mega Sumo, Olf și Schrödinger, unde Schrödinger și-a spus cuvântul și a urcat pe locul întâi, luând medalia de aur. Schrödinger, un robot care era în pregătire la Tokyo, n-a fost anul trecut. Schrödinger a fost construit pentru sesiunea de la Tokyo. La Tokyo a luat locul 4. A participat, da. Da. A fost terminat așa, chiar în avion s-a mai lucrat la el, cu ghilimele de rigoare, glumesc. Iar Wolf este un robot care de vreo 4 ani domină podiumul în toate concursurile, toate sesiunile din România. Am observat un mare progres în tehnica folosită de celelalte națiuni, de celelalte echipe din afara țării. Și vreau să vă spun că la anul se impune un robot nou, o tehnologie nouă. Pentru echipa României. Bineînțeles, deci toate echipele primesc subvenții puternice de la statele lor, cu excepția României, și fac progrese semnificative, iar, așa cum am spus, noi nu vrem să dezamăgim pe nimeni. Am venit la Viena să fluturăm steagul României pe podium. Nimeni n-a știut că suntem din Giurgiu sau din București sau din Buzău și așa mai departe sau din Cluj. Sper ca odată și odată să înțeleagă autoritățile să ne ajute, să ne sprijine, pentru că sumele de care noi avem nevoie sunt infime față de lapidările pe care ei le practică de ani de zile. Aș vrea să menționez și echipa Evo Robotics. Este o echipă din care noi nu facem parte, dar ne-am conexat în timp datorită prietenilor dintre acești studenți. Aș vrea să denumăr o parte din, sau o mare parte din studenții participanți sau componenții acestor echipe, și anume în echipa Flex, Adrian Gașpar, care este liderul echipei, Bogdan Istrate, care este giurgiuvean și este un om de bază al echipei, Teodor Roșca, Zamfira Mircea, Gibu Marius, Adelina Voicu, Andreea Beciu, Cristina Teodorescu, Suzana Neacșu, Diana Slăvescu, iar echipa Evo Robotics are și ea un giurgiuvean pe Răzvan Cristescu, un băiat foarte deștept pe care îl apreciez, Octavian Alexandru, care este liderul grupului, Dana Silvia și Alexandru Toma. Ei sunt cei care au muncit și cărora le datorăm aceste rezultate. Spuneați că v-au surprins celelalte națiuni prezente acolo, că au venit cu ceva nou și că s-ar impune o upgradare la anul. Cu ce v-au surprins? Păi, așa cum am spus, ne-au surprins cu tehnica, ne-au surprins cu echipamentele folosite pe roboți, cu senzorii de mare precizie și mare viteză, cu acumulatori foarte performanți, cu servosisteme foarte performante, cu lame, cu dinamică, cu design, și pe acest fond, așa cum am spus, se impune să nu stăm pe loc și să gândim un nou robot. Roboții României au făcut față acolo, s-au prezentat destul de bine. Da, o să vedeți un colaj de lupte Mega Sumo în care sunt prezentați roboții Wolf și Schrödinger și al echipei Evo, robotul Bonfire. O să observați ținuta lor de luptă și puteți trage singur concluziile respective. Haideți să discutăm puțin, ca să fie foarte clar și pentru cei care se pricep mai puțin, despre probe, ce probe au fost și în ce constă fiecare probă. Deci la Viena au fost 14 probe.
Au fost peste 650 de roboți și peste 13 țări, națiuni participante. Aș aminti printre probe proba humanoid, probă pe care se pune din ce în ce mai mult accent, pentru că omul în robotică și-a dorit dintotdeauna să creeze o replică a lui, să se miște și să gândească dacă se poate. Mai avem ceva până acolo, și să muncească, dacă se poate în locul lui. Vreau să spun telespectatorilor că este, din punctul meu de vedere, cea mai complicată probă, în contextul în care are cel puțin 14 articulații pe 3 axe, înseamnă peste 40 de servosisteme pe care trebuie să le corelezi în timp, astfel încât robotul să se deplaseze, să se ridice dacă a picat în timp, și să atace, mic, da, să atace și așa mai departe. Deci este o probă. Dacă ne va permite timpul, vrem și noi să ne ocupăm de acest tip de robot, pentru că este o provocare și ne pune la încercare cunoștințele și ambițiile noastre vis-a-vis de robotică. Avem aici câteva secvențe. Uitați, un robot care se ridică singur, o operațiune care e foarte greu de făcut din punct de vedere al sincronizării celor 42 de servosisteme. O luptă acolo, da. România a avut un robot umanoid în concurs? Nu a avut. Mexic vine de obicei cu foarte mulți roboți la această probă și această probă are, să zic așa, trei secțiuni. Proba pe care... la Mexic nu ți-ar trece în cap că sunt așa, ar trebui să fie așa de tari. Da, ei primesc foarte multe fonduri de la statul lor. Iată o deschidere la care nu ne așteptam, efectiv. Da, la humanoid sumo, cum am văzut acolo, humanoid sprint și humanoid freestyle, în care roboții dansează și reproduc anumite mișcări mai greoaie pe care omul le face în mod lejer. Printre probe, aș aminti, proba de nano-sumo. Deci sumo are mai multe categorii. Este cea mai mică secțiune de roboți. Roboții au pe undeva 25 de grame și sunt mai mici decât... Este absolut impresionant. Sunt mai mici decât o cutie de chibrituri. Atât de mic. Gândiți-vă că în acea cutiuță trebuie să încapă servosisteme, motoare, acumulatori, senzori, microcontrolere, elemente de programare. Este uimitor și mi se pare tot așa o probă foarte, foarte grea. De la nano-sumo mai sunt niște faze intermediare de lupte, micro-sumo și mega-sumo. Ce va impresiona mai mult, roboții ăștia amintitei la sumo sau cei mari care au 3 kg? Deci m-a impresionat această probă de nano-sumo, repet, prin complexitatea construirii unui astfel de robot. Da, prin ceea ce poate să cuprindă, câtă tehnică într-un volum atât de... Evident că cea mai spectaculoasă probă a avut sumo... Au avut și românii un asemenea roboțel? Nu, la nano-sumo nu. Au avut la mini-sumo. Am avut și noi la mini-sumo un robot, care nu a trecut de locul 6, mi se pare. La fel, foarte mulți roboți din Letonia și din Mexic. Mega-sumo este cea mai spectaculoasă probă, pentru că roboții au 3 kg, au dimensiuni de 20 de cm pe 20. Și o forță nemaipomenită. Puterile utilizate sunt destul de semnificative, de aceea vedeți că ringul este cumva protejat pentru a nu răni pe cineva. Avem aici o luptă cu Bonfire în partea stângă și un robot, nu am văzut exact, dar vedeți? Deci vedeți rapiditatea și tactica, forța. Deci a fost programat ca în cazul în care e atacat cumva să răspundă, da, să învârte, da, să chiar avem aici un slow motion în care puteți vedea conduita robotului, cum atacă, cum... este un robot leton, un robot foarte performant, care uitați că a fost expulzat din ring așa, într-un mod... A făcut ceva paradă, dar nu i-a mers bine până la urmă. Da. Da, n-a fost tactica sincronizată cu forța. În Japonia această probă
este de bază. Japonezii, de fapt, nu au celelalte probe care, pe care noi europenii le desfășurăm, ci numai această probă de mega sumo, evident, cu echipe din Japonia care vin cu sute de roboți, iar după ce se luptă roboții japonezi, primele locuri ocupate vin și se ocupă cu restul lumii, să zic așa. Să mai spunem încă o dată că este vorba de roboți construiți de studenți, să nu-și închipuie cineva că atunci când vorbim de Japonia vin numai cu... Da, aici avem un incident în care bateria i-a fost smulsă de pe robot, de unde rezultă și duritatea impactului. Pagube colaterale. Da, o să vedeți și roboți care la confruntare scot fum, încălzirea motoarelor este excesivă și se supraîncălzesc la limita de ardere. Aici mi se pare, da, avem un exemplu în care un robot leton a fost învins de robotul Bonfire. Mai este de spus, din câte știu, că este vorba despre o platformă metalică și că roboții sunt magnetici. Roboții nu sunt magnetici, roboții au magneți lipiți pe partea inferioară pentru a rămâne lipiți pe terenul metalic. Am văzut că trebuie să tragi serios de ei ca să-i ridici de acolo. Da, forțele sunt de ordinul 10-lor de kilograme. Forță și de multe ori îți este imposibil să desprinzi robotul de pe ring pentru că nu te lasă forța magnetică să faci acest lucru. Aș vrea să trece microfonul și la colegul Răzvan Stancu. Răzvane, ce te-a impresionat pe tine cel mai mult acolo? Ai stat 3 zile, 4 cât ai stat acolo, ai filmat tot, dar în același timp ai fost și un spectator. A fost spectator, dar totodată și un suporter înfocat al echipei Flex. Și bine, toate probele în sine sunt spectaculoase, să știi. Și bine, Mega Sumo este regina. Și văd aici pe desfășurătorul o filmă finală la Mega Sumo România-Letonia, ați spus finala asta? Da, chiar vreau să urmărim finala de Mega Sumo pentru că și cu un sunet mai ridicat. Asta să fie, da? Da, chiar doresc sunetul puțin mai sus. Da, aici robotul nostru, Wolf, nu a avut start și noi nu am făcut contestație, de aceea am ieșit pe locul 3. Aici este Schrödinger. Schrödinger e cel cu steagul... Ce înseamnă steagul acolo? Nu, este Wolf, aici este Wolf, scuzați-mă. Steagul acela ce înseamnă acolo? Steagul acela are menirea să deruteze robotul celălalt, adversar. Robotul caută obstacol, este privit ca un obstacol, da. Aici este robotul Wolf, robotul care de ani de zile domina podiumul din România. Iar aici, Letonia-România. A fost o încăierare acolo, care căcoș. Cine a bătut? Schrödinger. Deci ați văzut rapiditatea luptei. Surprinzător, da. O să puteți faptul că Letonia foarte mulți ani a dominat podiumul de la Viena. Letonia are școală de robotică, iar studenții letoni primesc fonduri considerabile pentru a construi aceste mașini. Acești roboți sunt, de fapt, niște mașini unicat. În asta constă frumusețea concursului. Pentru cei care nu știu, prețul de construcție sau costurile de construcție a unui astfel de robot depășesc 4.000-5.000 de euro. Deci dacă facem o analogie, cât o mașină Logan... aproape. Care e cea mai scumpă parte a unui robot? Cea mai scumpă parte a robotului sunt servosistemele, motoarele și transmisia. Se fac multe teste cu roboții, se distrug multe echipamente, pentru că am avut o discuție cu cineva care nu înțelegea de ce un cost așa de ridicat pe o așa cutie mică și pe care el nu înțelegea.
Bineînțeles că oamenii care nu construiesc în viață ceva nu pot înțelege cum se construiesc și care sunt costurile, de aceea și România asta este la coada vacii, pentru că avem în fruntea țării oameni care abar n-au cum se muncește, abar n-au cum se construiește, de-aia avem reguli de funcționare a mediului de afaceri, de toată lumea fuge din țară, drept pentru care, nu știu, trebuie să deschidem ochii și să ne uităm la oamenii politici, să-i cântărim cu atenție și să nu mai votăm forme fără fond, pentru că, uitați unde ne aduc, trebuie să alegem oameni cu experiența vieții, care au făcut firme, care au făcut afaceri, care au făcut performanță, pentru că altfel nu vom face nici noi ca țară performanță. Da, ne-a sosit un prim SMS, de unde bani pentru roboți la echipa României, întreabă cineva. Reamintesc telespectatorul nostru că ne pot trimite SMS-uri, ne pot suna în direct dacă vor să discutăm despre roboți, robotică, ce înseamnă robotica în România. De unde bani pentru roboți? Din fericire, în România există niște firme multinaționale, firme cu specific IT și de electronică, firme care pun accent pe cercetare și pe aceste tipuri de activități, dar care, din păcate, racolează pe cei deștepți și capabili și duc afară să facă, să creeze profit pentru alte țări, iar noi, care am cheltuit cu facultățile, cu mediul de învățământ, să formăm acești oameni, îi pierdem prin degete, repet, din cauza celor care sunt în fruntea țării și care nu știu ce înseamnă cercetarea, investiția, nu știu ce înseamnă factorul uman, nu știu ce înseamnă inteligența umană și așa ne scapă printre degete mai departe cei mai buni oameni din țară. Vă înțeleg foarte bine revolta la această temă, de altfel, dacă stăm să ne gândim bine, nici nu mai vorbim despre sănătate sau despre învățământ, mereu sub bugetate. Nici nu mai vreau să mai vorbesc despre cercetare, deci e o dramă totală la ceea ce înseamnă cercetare în România și la bugetul care îi se... Să vă mai întreb de ce se întâmplă așa? Mi se pare o întrebare. Păi am spus, răspunsul a fost dat de câteva ori în această emisiune, de ce se întâmplă și din cauza căror oameni se întâmplă acest lucru. Exemplu, vorbeați de Mexico, o țară așa mai colorată. Mexicanii sunt pe plantație, pe acolo, tequila, sărăcie. Când îi vezi în filme așa și iată că au bani grei pentru cercetare. Deci să zic așa, dacă am face un podium pe medalii obținute, România a fost pe locul 6. Pe locul 1, Mexico, pe locul 2, fiți atenți, Turcia. Turcia a luat locul 1 la Megasumo în Japonia. Tot așa primesc foarte multe fonduri de la oameni de afaceri, de la stat. La turci nu mă gândesc chiar atât de mult, că băi, am vârt foarte, foarte mulți bani. Polonia, Italia și Letonia. Deci, nu știu de ce noi, România, nu putem să depășim aceste țări. De fapt, știu de ce, repet, dar mă fac că nu știu. Sper în viitorul apropiat să avem în fruntea țării oameni cu capul pe umeri, oameni care să ne spună adevărul, oameni care să ne spună că dacă plătim taxe și impozite de nu mai putem, se regăsesc în sănătate, în învățământ, în infrastructură, nu în vilele sau în averile din Panama a demnitarilor români. Am auzit astăzi un paradox în care Arena, Cluj Arena, o construcție care a costat peste 45 de milioane de euro, riscă să fie închisă pentru că nu are autorizație de la ISIS. Statul nu s-a impozitat pe el însuși. Adică primăria blochează conturile Consiliului Județean, pentru că acel Consiliu Județean nu a plătit nu știu ce impozite pe teren. Deci vedeți seama în ce prostie am căzut, în ce, nu știu, este emblema Clujului, este mândria noastră la capitolul stadioane și reușim și pe acela să-l închidem, să stea praful pe el ani de zile, să se degradeze, pentru că avem oameni care au început să se... Deci statul a început să se jefuiască pe el însuși. Nu mai zic că ne jefuiește pe noi, oamenii de afaceri. Vă mai mirați, vă amintesc așa, ca să mai râdem puțin, de faza cu Boc și cu Elena Udrea, când au inaugurat un mare patinoar, nu știu unde, au tăiat 3 inși panglicile, după care l-au închis pentru că ei dăduseră ordonanță și nu aveau voie
să mai angajeze, deci n-aveau voie să angajeze nici măcar pasnic acolo, da. Și așa, deci tăiem panglica și îl închidem. Când... Da, e dureros ce se întâmplă. Repet, trebuie să ridicăm capul sus, să-i privim pe acești oameni, să-i punem la zid, să-i întrebăm ce știu, ce fac, ce au făcut, ce vor să fac, să-i punem să scrie, eu știu, să aibă un contract cu cetățeanul și în cazul în care și încalcă contractul să știe că poate plăti, nu numai că vine și beneficiază de toate drepturile de parlamentar sau de primar sau de consiliu de președinte și de obligații, nu. Deci și poporul are obligații și conducătorii sau demnitarii acestei țări trebuie să-și asume obligații, nu numai drepturi. Da, haideți să revenim puțin la roboții noștri. Aveți ceva pe masă aici, ați venit cu o jucărie frumoasă. Este... o replică parcă văzută prin Războiul Stelelor. Da, este R2D2 din Războiul Stelelor. L-am luat din Japonia. Ce știe să facă? Știe să răspundă la anumite comenzi, să-l caute pe Jabba de Dahat, să se ferească... Vorbește, scoate sunete, mai largă, scoate sunetele, da, da. Vreau să spun că la Viena au fost, ca de fiecare dată de altfel, observatorii de la Tokyo, de la concursul de robotică din Japonia. V-ați făcut prieteni anul trecut. Domnul Takeshi Kanai, care a primit, să zic așa, geaca reporterului TV Giurgiu și o poartă cu plăcere. Și domnul Paco Kagola, ei sunt, să zic așa, solii japonezilor în Europa, cei care evaluează echipele și care dau invitațiile pentru concursul de la Tokyo. Chiar avem un interviu cu domnul Takeshi și dacă se poate regia să-l lanseze, ar fi în regulă. Eu sunt Kanai Takeshi. Robot Challenge 小さな子供から大人までがロボティクスを楽しめる素晴らしい大会になってきたと思います。また、メガ相撲については今まではラトビアが強かったんですが、ここ数年ルーマニアのメンバーの技術は素晴らしいと思います。一気に伸びてきた、おそらく今日ウィーナーに立ったこの次のステップ、とても楽しみにしています。これからも頑張ってほしいと思います。またロボット相撲で学んでいただけることたくさんあると思います。この大会を通じてヨーロッパの皆さんがロボット相撲を学んでいただけたらと思います。ありがとうございます。Da, deci ei sunt oamenii care evaluează echipele din Europa și lansează invitațiile pentru Japonia. Ce mi-a plăcut în Japonia a fost un îndemn pe care un mare industriaș al concernului Matsushita l-a spus, și anume că cu cât rivalii noștri sunt mai puternici, cu atât noi devenim mai puternici. Deci concurența este privită la adevăratul ei sens, ca un promotor al al inițiativei, al cercetării, da, până la urmă, al performanței, ca un promotor al performanței. Vreau să repet, să stipulez un lucru. La Mini Sumo la Viena există un capitol, se numește Mini Sumo Lego. Roboții pot fi construiți așa, din Lego, cum se și spune, unde participă copii cu vârste, cred că pe undeva la 7-8 ani. Construcția acestor roboți este permisivă. Și prin acest lucru... Este vorba de ceea, da, ce vedem noi, da, aici, da? Prin acest lucru se încurajează inițierea tinerilor în robotică. Deci acești tineri, cu siguranță, peste câțiva ani, când vor studia într-o facultate, sigur, își vor crea propriul robot, în propria, da, concepție. Și, de asemenea, la Viena am întâlnit un român, pe domnul profesor Daniel Moldovan, care are o trupă de studenți și care vrea să conexeze acest eveniment de robotică și să se implice mai departe. Îl așteptăm la o colaborare. Mi s-a părut un om foarte, foarte bine intenționat și mai ales că faptul că este român așa mi-a făcut o mare plăcere să-l cunosc.
Revin la colegul Răzvan Stancu, te întrebam și a intrat un video peste noi. Da. Acum acuia să spui ce te-a impresionat pe tine mai mult acolo. Repet, dincolo de faptul că ai făcut parte din echipa tehnică de filmare, ai fost un prim spectator la toate. Da, ți-am zis, Regina fiind proba de mega sumo, dar și celelalte, uite, spre exemplu, și Line Follower e o altă probă cu altă categorie, dar și acolo îți trebuie tot așa o grămadă de lucruri de făcut în general, dar ok, ce mi-a plăcut cel mai tare, într-adevăr, luptele de mega sumo. Organizarea, vreau să spun că a fost impecabilă acolo, din punctul de vedere al spectatorului vorbind acum. Altfel ca tehnicia ai simțit-o pe pielea ta. Da, bineînțeles. Iar ce m-a mai impresionat, afluxul foarte mare de oameni și de vizitatori și de participanți în aceste două zile cât a durat evenimentul. Foarte mulți, dar de toate vârstele, foarte mulți, Vis-a-vis de probe, pentru că tot am amintit, probe, dronele nu au lipsit, este trendul tehnic actual. Îmi pare rău că nu am concursat cu de drone, de pilotaj, de... Da, a fost o întreagă secțiune de, cred că o zi, de drone. Am văzut drone care s-au înfipt în plasa de protecție. Tot acolo, în sala aia închisă? Da, tot în acea sală. A fost un spațiu special amenajat pentru drone. Se pare că este un lucru tentant să creezi o mașină care zboară, o mașină inteligentă care zboară, știe unde merge, ocolește obstacole, are puncte de interes, puncte de atingere și așa mai departe. Nu este un lucru ușor, repet, nu sunt echipamente cumpărate din comerț, sunt echipamente construite de către roboți, de către studenți, programate de către studenți și, așa cum am spus la început, acest lucru, din punctul meu de vedere, îi face deosebiți, îi face mai bun decât cei care stau acasă și nu au tangență cu practica. Categoric, haideți să luăm un robot așa separat, să ne vorbiți câteva minute despre construcția unui robot. Cât durează? De unde? Dacă începe? E posibil să repuneți materialul de mega sumo, acel colaj de lupte mega sumo, pentru ca să și vorbim, având un video la îndemână. Construcția unui robot durează undeva la mai mult de un an de zile. Nu construcția în sine, ci probele cu acele mecanisme până le faci să se sincronizeze, să funcționeze ca un tot unitar. Ceva pe acolo, trebuie să înlocuiești, costă. Bineînțeles, am spus că în construcția robotului îți asumi anumite pagube, pentru că sunt fel și fel de echipamente care se distrug în timpul testelor, nu se sincronizează cu mașina, nu corespund cerințelor noastre și după probe le demontăm și punem altele mai performante. În asta constă, să zic așa, dificultatea construirii acestei mașini. Ce este important pe această mașină este software-ul pe care, programul pe care suntem nevoiți să-l punem, să-l rulăm. Pentru că orice schimbare de linie de program implică o schimbare de comportament a robotului și noi am făcut greșeala la o competiție anul trecut să încercăm un comportament nou al robotului Olf și atunci am avut un eșec. Trebuia să lăsăm robotul cu comportamentul din luptele anterioare, unde a avut o evoluție foarte bună. Ați avut timp să-l programați sau ce s-a întâmplat? Nu, am scris o linie de program cu o tactică nouă. Tactică asta ce, ca să răspundă la tacticile adversarilor. Tactică ce nu a fost testată îndeajuns și în consecință nu a funcționat. Vedeți că robotul recunoaște linia exterioară, se retrage atunci când cealaltă, atinge da. Linia albă, da? Astfel e descalificat dacă este în afară. Robotul are undeva la
cel puțin 10 senzori optici, senzori cu ajutorul cărora depistează adversarul, cercetează spațiul din împrejurim și în funcție de reflexiile de lumină ia decizii, să se întoarcă, să se retragă, să atace, să eschiveze și așa mai departe, dacă este atacat. Da. Da. Deci vedeți că acea mașină de 3 kg este pur și simplu aruncată în aer de... Asta în condițiile în care, cum spuneam, e foarte greu să-l dezlipești de acolo, trebuie să-l tragi cu ambele mâini și de multe ori nu poți. Da, în afară de cele 3 kg, mai sunt și alte câteva zeci de kilograme forță stabiliți de forța magnetică. Da, avem, am mai primit câteva SMS-uri, felicitări echipe, felicitări Giurgiu și felicitări România. Mulțumim și încă un SMS, din păcate nu este interesant, dar nu este semnat. Cineva zice, în 30 de zile sunt primul giurgiuvean care construiesc o dronă profesională. Ce ziceți de asta? Da, sunt încântat să-l cunosc pe acest giurgiuvean. Nu e de mirare să nu-l știu. Așteptăm un telefon, mai avem 10 minute, că, dacă poate să ne sune puțin, noi, poate îl ajutăm cu ceva, măcar. Mai ales că noi la firmă suntem deținători a unei drone profesionale, da. Și așteptăm și un constructor de dronă să facem o comparație între gândirea dumnealui și gândirea unui constructor pe scară largă sau unui constructor care a lansat-o pe piață această dronă. Aș vrea să spun că intențiile noastre de viitor sunt destul de clare în sensul să ne menținem poziția de lider. Numai că se întâmplă un fenomen, studenții care au început această mișcare și care sunt liderii grupurilor Flex și Evo Robotics, au terminat și facultatea, au terminat și masterul, probabil câțiva sunt la doctorat. Și trebuie să identificăm tineri în anul 1 sau anul 2 de facultate să vină lângă noi și să înțeleagă că va acumula un capital de cunoștințe care îi va fi util în toată viața. În facultate nu se pune accent pe practică, în facultate nu se pune accent pe educația antreprenorială, de aceea ne tot mirăm de că tineri absolvenți de facultate nu își fac firme, dar aici este o, să zic așa, o psihoză pe, în acest mediu de afaceri al firmelor startup, firmelor de început, în sensul că vine ANAF-ul și te închide și că nu știu ce. Într-adevăr, rigorile sunt, după părerea mea, nu cele mai bine puse în litere de lege ca să permită unei firme startup, a unui tânăr să funcționeze la modul lejer, ci din start sunt încorsetați cu fel și fel de chestii care îi descurajează să nu facă acest lucru. Sper ca într-un viitor apropiat mediul de afaceri să se relaxeze, să se impună reguli clare, simple, pe termen îndelungat, pe minim 10 ani, și în contextul în care statul înțelege că un om de afaceri își înființează firmă și introduce capitalul propriu în circuitul financiar național, creând taxe, creând profitul și plătind taxe și impozite, apărând acea sincronizare între lege și mediul de afaceri, România va avea un drum bun. A avea o legislație permisivă mai implică și al lucru. Oameni din alte țări să vină să facă afaceri în România. Așa cum românii în acest moment pleacă și fac firme în țările de lângă noi. Cu regret trebuie să spun că pleacă în Bulgaria și că am început să nu mai ne comparăm cu Bulgaria, că acceptăm că ne-a întrecut. Dacă tot am amintit de firmele românești, vreau să vă spun că în calitatea mea de reprezentant al Confederației Naționale a Patronatului Român pentru zona de sud, vorbesc în fiecare zi cu 2-3 patroni. Toți sunt nemulțumiți, toți vor să închidă firmele, toți sunt urmăriți de fisc, toți sau majoritatea au fel și fel de conturi blocate, au fel și fel de chestii de plătit de acum 10 ani, de care abar n-aveau și cu penalități de nu știu câte 10 și sute de milioane. Deci, nu știu dacă trebuie să înțeleagă cineva că acest lucru nu este permis, distruge.
Omul care face afaceri nu face afaceri împins cu cuțitul la spate. Face afaceri, în primul rând, din dorința de a progresa, din dorința de a munci mai mult el pentru el. Și dacă acest lucru se înțelege, este în regulă. Dacă vom continua în acest mediu de afaceri existent, lucrurile nu vor merge bine în următorii ani. Dați-mi voie să întorc lucrurile puțin, nu zic la 180 de grade, dar să le întorc așa mai mult și să vă pun o întrebare care ține oarecum de anticipație, pornind de la ideea că trăim într-o lume în care, la nivel global, înregistrăm o polarizare deosebită, spun eu, sărăcia, pe de o parte. Pe de altă parte, la extremă față de sărăcie, un aspect precum cel pe care l-am abordat noi în seara asta, cercetarea științifică în robotică, de exemplu. Va avea acces polul sărăciei vreodată la celălalt pol al cercetării? Este o întrebare foarte grea. Nu pot să răspund. Pot numai să sper că se va întâmpla acest lucru. Vreau să amintesc aici un aspect. Oamenii săraci sunt cei mai motivați să muncească. Oamenii bogați, copiii oamenilor bogați, nu sunt motivați să muncească și de obicei nu fac performanță. În țările dezvoltate există programe speciale în care copiii sunt obligați să muncească într-un fel sau altul și să fie obișnuiți cu munca, nu cu lucrul primit fără muncă sau pe degeaba. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că și cei săraci vor avea acces la tehnologie pentru că sunt motivați să plece și să facă performanță. Da, este un răspuns. Sperăm să ne apropiem și de... Dacă ar fi să extrapolez puțin și să spun că din toți cei amintiți mai devreme, toți studenții, niciunul nu-i bogat. În sensul să aibă, Vă referiți la studenții... Toți sunt oameni cu familii, să zic așa, modeste. Toți au făcut fel și fel de împrumuturi la rude, la nu știu ce firme, pentru a plăti copiii să ajungă la Viena. Gândiți-vă că la Viena s-au deplasat 24 de oameni care au trebuit să fie cazați undeva, care au trebuit să mănânce... Din România. Din România, cel puțin în grupul nostru. Din România au fost mai multe echipe, au fost de la HB, de la automatică și calculatoare, echipa HBFS, echipă care a luat la Line Follower două medalii, una de bronz și una de argint. Oameni care vin an de an la Viena, fac performanță și îi salut și respect pentru ceea ce fac. Mai vin facultăți din Cluj, din Timișoara, dar care nu se ridică la nivelul nostru și nu o să-i lăsăm să se ridice la nivelul nostru. Am aici, trebuie să spun că spațiul afectat emisiunii noastre s-a dus mai pe românește, mai lungim câteva minute dacă este nevoie. Am în față evoluția pe țării la acest concurs de la Viena. România pe locul 6, cu Mexico pe locul 1, Turcia, Polonia, Italia, Letonia. Deci Mexic pe locul 1, Turcia pe 2, Polonia pe 3, Italia pe 4, Letonia pe 5 și România pe 6. În acest clasament văd că lipsește Franța, Germania, Elveția, Austria. Au fost acolo? Germania, da, cum să nu. Dacă vă uitați în nomenclatorul națiunilor, au fost... Dar nu-i văd pe podium, nu-i văd în primii 6, cel puțin am eu aici. Păi, probabil nu sunt motivați și nu sunt așa sărași și motivați ca noi ca să facă performanță. Așa cum am spus, adevărata bogăție este inteligența, nu bogăția materială, iar copiii modești, săraci și mai săraci sunt cei mai muncitori, cei mai motivați să facă performanță. Când spui Germania, ce să vă mai spun? Spun totul. Acum 20 de ani Germania nu le avea cu fotbalul și a propus mai mult să ajungă campioană mondială la fotbal și a ajuns. Deci când își propune ceva, nu interesează probabil. Da, din punctul meu de vedere e binevenit o astfel de concurență pentru că vom progresa și noi după dumnealor. Așa cum spuneau japonezii că rivalii puternici
te fac mai puternic. Te motivează, sigur, că da? Te întărește. Deci, e foarte important să ai rival puternic, că dacă te duci pe lângă rival slab, normal că nu poți să vreau te să lauzi. Vă spun că prima ediție la Viena din 2013, la care ne-am prezentat, am crezut că nu este adevărat, pentru că letonii ne-au spulberat așa, într-o fracțiune de secundă de pe ring, cu toți roboții. A fost, să zic așa... O tradiție, categorie. A fost dușul rece de care aveam nevoie. Am venit la București și ne-am stors lacrimile și ne-am mobilizat. Și iar targetul nostru a fost să-i detronăm, lucru care în 2016 s-a întâmplat și, repet, suntem mândri. România a detronat Letonia. Deci, noi am fluturat steagul României pe podium, lucru de care suntem mândri și mai mândru sunt eu pentru că pe buzele tuturor a fost TV Giurgiu. Toți și-au notat adresa de internet unde pot viziona acel concurs. Și așa mai departe, da? Da, am primit foarte multe mail-uri să pun la dispoziție înregistrările de la Viena. Toate se găsesc pe www.tvgiurgiu.net și accesările la acea secțiune este chiar impresionantă. Este impresionantă. Accesările sunt impresionante, scuzați-mă. Trebuie să stabilim un lucru. Dacă japonezii au cunoscut foarte bine drapelul României, înseamnă că atunci când primarul nostru va merge la Tokyo într-un schimb de experiență, va fi puțin mai respectat, pentru că la acel concurs tot stafful primăriei Tokyo a fost prezent în cele două zile, de la început și până la sfârșit. Și invazia românilor pe podium le-a atras puțin atenția asupra națiunii noastre. Vreau să vă spun că presa locală din Viena a scris foarte mult în acele zile despre concurs. Despre eveniment, da. Au fost foarte multe poze în presa din Viena cu podiumul, cu românii pe podium, cu tricolorul pe podium. Așa că și la Viena, când vom fi văzuți de cei de acolo că suntem români, vom fi puțin mai respectați, pentru că am demonstrat capacitatea noastră, seriozitatea noastră și cred că este un bine pe care cât de cât îl facem acestei țări. Nu ne putem câștiga respectul decât prin această cale, prin muncă, prin performanță. Ne tot auzim prin lume cu furturi, cu înșelăciune, cu delapidări. Trebuie să contracarăm aceste fapte, că nu sunt zvonuri, sunt fapte, trebuie să contracarăm cu astfel de manifestări. Da, să punem ceva bun în loc acolo. Trebuie să punem ceva bun și trebuie să punem în masă ceva bun, ca atunci când vom ieși în lume să fim respectați. A venit un român. Da, a venit un român. Nu știu ce audiență avem, dar știm că avem audiență de calitate. Ia să vedeți ce ne scrie cineva și cine ne scrie. Felicitări pentru emisiune și pentru profesionalism. Salutări invitațiilor dumneavoastră, Bogdan Istrati. Bogdan, da, este Bogdan. Un om de bază al echipei Flex, Giurgiu Vean. E în partea stângă a ecranului. Este foarte mândru de drapelul pe care îl ține în mână și îl ține cu cinste. Nu știu ce viitor va avea vis-a-vis de această țară. Cred că cât de curând va fi racolat de o companie multinațională și, așa cum spuneam, și o să ne trimită va crea profit, de Paști din altă parte. Va crea profit pentru alte națiuni, nu pentru această țară care într-un fel sau altul l-a pregătit. Avem aici pe podium cei patru băieți lideri ai grupurilor Flex și Evo. În dreapta este Adrian Gașpar, Teodor Roșca lângă el, în stânga. Cu albastru este programatorul, softistul echipei, Ovidiu Alexandru. Și în stânga, așa cum am spus, Bogdan Istrate. Sunt oameni de care m-am atașat. Nu știu dacă pot să stau departe de ei vreodată. Sper să țin acest drum cât pot. Și noi sperăm la fel. Cu voia dumneavoastră, dați-mi voie să punem punct aici. Dacă mai aveți ceva de spus, eventual despre ce mai urmează, ce concursul mai urmează, cu mare drag vă ascult. Păi în noiembrie va fi, sau sfârșitul lui octombrie,
începutul lui noiembrie 2016, va fi a doua ediție internațională care se va ține la București. Ediție la care noi, giurgiuvenii, cu ajutorul prietenilor mei, soții Vera și Florian Nicolae și a domnului Costel Telehoi, le-am oferit un podium de concurs, un podium profesional de concurs. L-am prezentat la vremea respectivă. Un podium care este, poartă sigla TV Giurgiu și, așa cum am spus, pe buzele tuturor se plimbă Giurgiu. Pe care l-ați dus de la Giurgiu până acolo și l-ați montat. Da, a fost o întreagă aventură și cu construcția și cu montajul. Este un monstru. Nimic nu e ușor. Nimic nu este ușor, dar după ce obții rezultate, uiți de toate greutățile care au fost pe parcursul acestei activități. Bun, haideți să ne oprim aici. Mulțumesc invitațiilor mei, domnului Petrică Slăvescu, director al televiziunii Giurgiu, colegului meu Răzvan Stancu, a fost și el la Viena, colegului Minel Buboc, care ne filmează, a fost și el la Viena, dar e foarte modest, n-a vrut să apară. Ne-au ajutat la această emisiune Liviu Cosat și Ionel Taifas. Mulțumim și lor. Ne revedem cu siguranță joia viitoare. Sunt Gelu Brevenel. Până joia viitoare, aveți grijă ce vă doriți. Chiar s-ar putea să vi se întâmple. Bună seara! Bună seara!